Ia uite. Cu asta ce să mai facem? Cu asta? Da. Pe aici mai fac o aplecătoare care e în față și aici fac baie. Aaa, te duci aici? Fac baie și mă duc cu scurgere acolo. La vale. Da, ia uite. E bună, bună. Bună și nevătămată. Covor de covor, neam de neamul nostru a avut așa ceva. Ai, ți le-a dat tot? Sau de unde le-ai pasat? Da, mi le-a dat la cineva și pe astea. Cadou. Cadou, dar nu nou. De Paște. Aici le-am, aici le-am învelit eu. Uite, covoarele, uite, spaiața de aia, uite, toate. Zic, bag pământ mai puțin. Bag pământ vreo 10 cm ca să mai bag 10 de beton până pe aceea să fie. Plus gresia să mai ridică, știi? Da. Și pun o ușă frumos aici și nu mai e treabă. Uite. Uite, chiuveta. Uite. Veta, a venit să-mi ia chiuveta. Uite, și aici, uite, mai am și un de ăsta, un picior. Pe ăla, de la ce mai e picior? De la chiuvetă. A, de la chiuvetă, da. Da, uite. Ce chiuveta pe aia frumos aici. Zice, molos vei merge, de toți molozenii merge. Tu după trei beri iei tot ce z***, nu? Așa? Și zice, băi, am și o cadă. Am o cadă bună, de fibră de sticlă, nu e spartă, dar eu mi-am schimbat baia și mi-au alta. Da, mă, o iau și pe aia. Și ce am niște gresie. Dă-o încoa. Ia uite, cu totul i-am luat gresia după perete. Ah. Gresia asta, și ce vreau să fac cu ea? Asta, asta e problema. Asta e gresie, de gresie asta. Uite. Gresia asta vreau să nivelez aici frumos. Să tor beton. Și în momentul când ai turnat cimentul, să fii cimentul proaspăt, atunci iau gresia și o înfig în beton. Înfig gresia jos în beton, că dacă înfigi gresia în betonul proaspăt, atunci ea se întărește acolo, că n-ai cum să mai puneți adezivul ăsta după ea, pentru că plăzește gresia. Dacă bați cu ciocanul ea, n-ai cum. Dar așa o iau cu tot, cu mustățile astea, cu tot, și o bag în jos acolo. Și pun alta, una lângă alta, una lângă alta și e bună gresia, uite. A, și, de gresie. Și vrei să o pui aici în fața... Păi da, fac aici, îi fac bucătărie aici, Ramona, îi pun gresie pe jos aici. Eu am vrut să pun gresia în partea rău, acolo, de unde nu s-am ajuns dușumeaua. Și Ramona a zis, da, bă, dar ce în cameră, ce-i frig, e rece cu gresia pe jos. Aaa. Lasă pune tot dușumeaua. Și i-am luat gresia, o să nivelăm fricești. Cum pui gresia, cum torbe tot de unul? În asta așa de nivelată, păi stai, bă, că zic, ridicăm mai sus, să ridică terenul aici, că și acolo se nivelează. Nu o să fi la nivelul de acolo, că dacă vine ploaie mai mare, intră apa. Da. O să bag umplutură până pe aici, o să bag umplutură. Să bag umplutură și nivelez frumos cu pământul la drept și după aia o să torc beton. Dar ce vezi, cât bași pământ, cât bași beton, poate ajunge cu capul în tavan. Păi nu, că atunci zic, bag pământ mai puțin. Bag pământ vreo 10 cm ca să mai bag 10 de beton până pe aici să fie. Plus gresia să mai ridică, știi? Da. Și pun o ușă frumos aici și nu mai e treabă. Și se va arăta și cada care am primit-o și a zis, dacă tot ai adus cada, duminica am adus cada. Dacă tot ai adus cada, băi, zice, nu, sâmbătă am adus. Zice, eu am spălat niște covoare, zice, că sunt murdare covoarele, că dacă vine ploaia, zice, nu mai pot să mai spăl. Și nu mai bine că duminica a plouat. Și a spălat, mai sunt preșurile astea care sunt pe sârmă aici, le-a spălat și pe astea, covoarele, uite, de aici, toate, uite. Covor de covor, neam de neamul nostru a avut așa ceva. Ai, ți le-a dat tot? Sau de unde le-ai pasat? Da, mi le-a dat la cineva și pe astea, cadou. Cadou, dar nu nou. De Paște. Aici le-am, aici le-am învelit eu. Uite, covoarele, uite, spălate de aia, uite, toate. Uite, covoare de covoare. E? Le-a spălat ea pe toate aici, le-a pus aici frumos. Aici le mai învelim cu o folie, în caz că aruncă apa așa de la ploaie, că de aici de sus n-are cum să dea. Știi? Și în partea asta aici am ușa asta, ai de cap, mai am la ușa aici, dar n-am unde să le pui. Ia uite, mai am și pe acolo vreo 3 uși de termopan, plus asta de la baie, plus așa, și uite, aici am și ăsta. Ia uite, ăsta este suportul de la care a fost acasă, e la masă. Ăsta-i fac eu o masă să spele pe aia rufe. Îl pun să-i fac o masă și aici mi-a dat și o chiuvetă, Cătălin. Stai că am uitat să spui. Ia uite ce e aici. Ia uite raiul pe pământ, uite cadă. Uite cadă nașul. Ia uite nașul și masca. Masca te de mască. Stai să mă duc pe partea aia așa. Ia uite. Stai așa, să stai așa. Mă duc invers. Că n-ai loc să treci. N-ai loc să treci de noi de cadă. Ia uite cadă. Cadă ne mai trebuie nouă, Artur. Ia uitați-vă. Ia uite. Cu asta ce să mai facem? Cu asta? Da. Pe aici mai fac o aplecătoare care e în față și aici fac baie. Aaa, te duci aici? Fac baie și mă duc cu scurgere acolo. La vale.
Da, uite. E bună. Bună și nevătămată. N-are dop, dar i-am băgat un step de la un cep de la care tocitoare cu cârpă. Ca ținut. Și am pus, uite că a fost bună, că am pus covarul la moiacă în ea. No. Așa? Bă, ce vrei și o chiuvetă? Vreau. Da, bă, și ia și o chiuvetă. A, martor, mă, lăs chiuvetă. Ia, lăs chiuveta cu tot. Uite, o pun la bucătărie. Ia, uite. Uite, chiuveta, uite. Veta, a venit să-mi ia chiuveta. Uite, și aici, uite, mai am și un de-asta, un picior. Pe ăla de la ce mai e piciorul? De la chiuvetă. A, de la chiuvetă, da. Da, uite. De chiuveta, pe aia frumos, aici. A, și tu zici să faci o baie în spate aici, nu? Aici, în spate, fac o baie. Aici, în spate, o să vin cu proiectul. Am proiect mare aici, de făcut. Aici, vin de acolo. Faci baia mai mare ca... decât camera. Casa, camera, da. Vin de acolo și până... A, nu contează, că mă tai ăștia cu... îi tai ștepii ăștia și până aici să vin. Tai corcodușul ăsta, că așa nu am ce mai fac cu el. Și până aici fac așa baia. Fac baia mare. Pun cadă undeva acolo. Aici, iar, îi mai pun și aici o ușă, unde covoarele astea pun o ușă, să ieși din... De aici ieși în baie, din bucătărie, din partea aia treci în bucătărie. Și aici trebuie să schimbi un pic aspectul ăsta pe spate aici, da, la un moment dat. Da, fac baia numai, să schimbă situația. Da. Să schimbă toată treaba, acum. E așa, aici, acolo am pus suportul să pui antena satelit acolo, în caz că nu ne aprobă ăștia de la Digi și să bag satelitul înapoi, dacă nu am la televizor. Și asta e scara, te mai uși pe casă? Asta e scara scărilor. Te mai uși pe mai casă? Mai urc pe casă, da. Uite, aici strângem apă de ploaie. Ia uite apă. Apă e păpește tot. Ce faceți aici sau vă duceți la Bălțești? Nu, rămânem aici. Rămâneți aici, da. Rămânem aici, nu. Ne ducem doar de aia banii astăzi și plecăm, ne întoarcem. Iar îi mănânci pensia. Luăm un televizor. Că ăla s-a spart. N-a mai fă, a avut vechime, un an jumate, îi ajunge. Un televizor și nu mai. Dar întâi a zis Ramona, fii atent, dacă eu mă văd și cu baie făcută, ești cel mai tare. Păi zic, eu vin cu baia, măi Ramonu, eu vreau să vin cu baia până aici. Păi de ce nu te cu baia până acolo, du-te până acolo. Cu baia, zice. Hai. Și aici cu buturugile astea cu baia, mă bagi în buturugile astea cu baia? Păi nu, ca să le scot din pământ. A, le scos pe astea și vine baia până aici. Da, nu, baia vine propriu până aici. Cât e camera, tu vine baia. Deci în lâng cu camera, aici, practic o să vină. Dacă este, nici n-am nevoie de aia, știi? Hai mai aici, Artur. Dar până aici, aici e destul dacă vin până aici. E perfect. Deci nu trebuie mai mare de atât, știi? Și știi de ce fac chestia asta? Pentru că o mai ține și pe ea, ținea de post. Uite, acum când a, dacă, acum când a plouat, dacă nu era acoperișul în fața aceea, ploua direct în geam. Că a venit cu vijelie. Da. A venit ploaia cu vijelie, direct de acolo bătea direct în geam, așa a bătut în tablă. Uite, panou stă sus, rezistă, n-ai treabă cu el. Bagă ceva? Da. Bagă, nu? Da, e bateria plină. Da, aveți lumină? Da? Iau așa un pic, Artur, că... Avem lumină, avem de toate. Avem... Aveți și tunul aici. Urlanul. Zi, mă, Artur, cu televizorul. Zi cu televizorul, ce ai făcut? Ați mințit poporul, știu, da. Păi, da, na. Nu așa e?